Salutare dragilor! Vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați pus pentru Q&A. Au fost în total 67 de întrebări, dintre care 45 de întrebări unice. Dacă ați pus întrebările până în data asta, să știți că eu am răspuns la cât mai multe, dar nu am reușit să răspund la toate. Dar am să vă răspund și în secțiunea de comentarii. Eu când vă citesc comentariul, primiți inimioară. Inimioara pentru mine e singurul mod în care vă pot arăta că eu vă citesc comentariul. Hai să începem! Pe mine mă cheamă Mihail, dar, bineînțeles, toți îmi spun Mihai. Câți ani am? Au întrebat foarte mulți lucrul ăsta, nu mă așteptam să fie așa de interesant. Am 28 de ani, cum am spus-o și în videoclipul ăsta. Port 42 la pantofi și sunt din București. Am luat și bacul cu 882 și am absolvit energetica Universitatea Politehnică din București. De ce te-ai apucat de YouTube și de ce acest tip de videoclipuri? M-am apucat de YouTube pentru că pur și simplu voiam de foarte mult timp să învăț să folosesc un software de editări video. Și tocmai de aceea m-am gândit să fac un canal de YouTube la mișto, de divertisment, pentru că îmi plăcea foarte mult cum îmi captiva atenția Grade A Under A. N-am fost prea inspirat când am ales numele, pentru că eu chiar am pus numele la mișto. Încercând să nu fac exact aceleași desene ca și Grade, am rugat-o pe mama să-mi deseneze altfel nasul caracterului meu. Și a ieșit asta. La momentul ăla nu știam cine e Alpaca Legion și habar n-aveam ce face, așa că faptul că au nasurile la fel este pur și simplu o coincidență. Am ales genul ăsta de videoclipuri pentru că nu am nevoie decât de o idee, un mouse și un telefon. YouTube-ul românesc cred că are o valoare destul de bună din punct de vedere al divertismentului, dar problema este că în majoritatea canalelor cunoscute și îndrăgite se vorbește foarte urât, iar copiii care se uită la ei sunt influențați în mod negativ și învață să vorbească urât și vă spun eu, sunt foarte mulți copii care se uită, chiar și la mine. De fapt, înjură mai rău ca mine și nici măcar nu se repetă. De-aia și încerc să înjur cât mai puțin. Exemple de canale cu înjurături: Codrin Bradea și Alpaca Legion. Sunt persoane la care mă uit și eu din când în când și care îmi plac. De aceea îi dau exemplu pe ei. În momentul ăsta editez cu Adobe Premiere Pro 2017 și Photoshop pentru imagini. Am încercat să schimb calitatea desenelor din Paint, dar nu am avut timp să schimb și calitatea intro-ului. Dacă ating pragul de 100.000 de abonați, o să mai acord la fel de mult timp comentariilor sau o să le ignor? Pe lângă faptul că eu aveam ca și scop să învăț un program de editare, îmi place foarte mult să văd evoluția canalului și aprecierile pe care le primesc din partea abonaților, deci trebuie să recunosc. În limita posibilităților fizice, am să încerc mereu să comunic cu abonații, pentru că această comunitate înseamnă foarte mult pentru mine. Vreau să fac și alte tipuri de videoclipuri, dar am foarte puțin timp la dispoziție să fac și asta. Un alt hobby al meu ar fi gamingul. Mi-ar plăcea foarte mult să fac și videoclipuri sau chiar live-uri de game. Tocmai de aceea vă invit pe camera mea de Discord, linkul este în descriere, să jucăm împreună sau să vă jucați între voi, toți abonații. Uite și o întrebare mai serioasă din punctul meu de vedere, pentru că știu cât mă chinui. Pentru a crea un videoclip, în afară de cercetarea propriu-zisă și căutarea ideilor, durează de la 6 până la 8 ore editarea. Maxim 4 minute de videoclip înseamnă cam 6 ore, în timp ce cele de la 5 minute în sus durează cam 8 ore. Par ușor de făcut, dar e multă muncă. M-am gândit să fac un video special pentru 100.000 de abonați și chestia specială e că aș face un face reveal, cum au spus toți. Am ales numărul ăsta pentru că pur și simplu nu aș ști ce să fac special pentru 100.000 de abonați. Și nici nu insinuiesc că o să ajung vreodată, dar ăsta ar fi un lucru ușor de făcut pentru mine și foarte interesant probabil pentru voi. Pentru 1.000.000 de abonați m-aș duce direct în avion către Marea Britanie să-i fac face reveal lui Grade A Under A. Aș vrea, sunt foarte curios cum arată omulețul ăla și vreau să-i mulțumesc personal, da? Probabil că nu o să se întâmple asta. Îl știu pe Grade A Under A dintr-un videoclip recomandat pe YouTube. Am dat de el din întâmplare și mi-a plăcut enorm felul în care povestește lucrurile frustrante din viața lui. Tonul acela răstit e genial. Sincer vorbind, sper să ajung măcar la 5.000 de subscriber. Eu prefer să țin legătura cu comunitatea mea, să fie activă, nu fac YouTube pentru bani. Apropo, până acum am strâns 1 € și 15 cenți din YouTube, deci wow, sunt bogat. Inițial mă uitam la serie de Dragon Ball, dar după ce am văzut seria Naruto, m-am îndrăgostit. Naruto e animeul meu preferat de departe, recomand tuturor. Ca și poveste, e genial și de excepție. Dacă aș fi în locul lui PewDiePie, aș face exact ce face el în momentul ăsta. Aș face videoclipuri de plăcere. Prin faptul că arăți că-ți place ce faci, poți deveni unul dintre cei mai buni. Dacă nu-ți place, degeaba încerci. Aveți și o întrebare extrem de serioasă. Ultima pe ziua de azi, care necesită toată concentrarea mea? Ești rasist, pro sau contra LGBT? Ok, din câte știu eu, LGBT înseamnă asta. Din punctul meu de vedere, nu sunt rasist, dar sunt împotriva oamenilor fără bun simț. Dacă ești heterosexual și ești un nesimțit, am să te urăsc mai tare decât un gay sau bi sau orice ar fi. Nu mă interesează orientările tale sexuale sau ale altor persoane atâta timp cât își văd de treaba lor și nu mă încurcă. Sau nu influențează copiii. Nici eu nu-i încurc pe ei. Așa că
să fie sănătoși. Cam astea au fost răspunsurile de la întrebările voastre. Vă rog să bușiți butonul ăla de like dacă v-a plăcut videoclipul și vă aștept pe serverul de Discord să vorbim cu toții. Jocurile pe care eu le joc în momentul acesta sunt astea. Comentariul săptămânii va fi în episodul următor. Mulțumesc mult pentru întrebări și ne auzim curând. Pa! De dimineață tot te sun și am făfac până la Crăciun. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Te sun până la noapte și apoi iar până la 7. Nu te ascunde, răspunde, mai ai doar 5 secunde.